Bună! Salutăm! Suntem Cristian și Nușa. Astăzi avem o veste bună. Vorbim despre succes, despre reușită. Acum, în funcție de felul în care gândim fiecare dintre noi, gândim despre reușita gândurilor de succes bune sau reușita gândurilor de insucces, gândurilor rele. Pentru că, vedeți voi, există o lege, se numește legea continuității. Ce e sus e și jos, ce e afară e și înăuntru. Experiențele care mi se întâmplă mie, în jurul meu, sunt o prelungire a interiorului meu. Și dacă eu mă gândesc că lucrurile nu sunt bune, că mie nu-mi place ce se întâmplă, că oamenii nu mă plac, exact așa se va întâmpla. Henry Ford a zis cândva o chestie foarte deșteaptă. Dacă tu crezi că vei avea succes, ai dreptate, așa va. Dacă tu crezi că nu vei avea succes, ai dreptate, așa va. Deci, ceea ce știi că ți se va întâmpla, ceea ce aștepți să ți se întâmple, se va întâmpla. Fie că ai așteptări bune de reușită, fie că ai așteptări de nereușită. Și pentru că astăzi, în calendarul chinezesc, vorbim despre succes. Este o zi cu energia succesului. Recomandăm să vă gândiți la ce vă doriți, ce vă doriți să se întâmple, nu să nu se întâmple, ce vă doriți să se întâmple în viața voastră. Și chiar puteți să faceți o listă cu ceea ce vă doriți să fie în viața voastră peste o săptămână, o lună, 6 luni, un an, de ce nu, 5 ani, 10 ani. Cum vă vedeți voi viața în sensul bun, ce doriți să se întâmple și nu se întâmplă în acest moment, ce doriți să dispară din viața voastră, care vă deranjează în acest moment și să se întâmple în viitor. Iar detaliile, așa mai puțin mai devreme, Cristian mi-a povestit un exercițiu super, super, super deștept. Îl las să-mi spun. Îl spun pe exercițiul acesta. Aveți nevoie de o hârtie și un pix și un cronometru care poate fi cel de pe telefonul vostru inteligent. Este nevoie să setați cronometrul la 3 minute și doar 3, și înainte de cele 3 minute vă pregătiți hârtia, fixul. Acest exercițiu se mai numește și exercițiul celor 100 de resurse. Practic, în 3 minute este important să scrieți cu viteză maximă resurse, o listă, cât de multe puteți. Ideal ar fi să scrieți 100. Cei care nu aveți antrenament sau nu ați mai făcut acest exercițiu, nu veți scrie aproape de 100. Cel mai important este să faceți ceva interesant după. Întâi și întâi scrieți resurse. Ce ar fi aceste resurse? O resursă poate să reprezinte, de exemplu, telefonul sau computerul pe care ne urmăriți acum. O resursă poate să fie agenda voastră în care vă notați lucruri importante astfel încât să vi le amintiți. Poate fi scaunul confortabil cu spătar sau canapeaua de acasă. Da. Sau bijuteriile, podoabele, care mă fac să mă simt bine. Da, vă încântă și pe voi și pe cei care vă privesc. De asemenea, poate să fie animalul de companie, pisica sau câinele, care vă oferă atât de multă iubire și căruia și voi puteți să-i oferiți iubire, poate fi chiar omul pe care îl iubiți, oamenii care vă iubesc, colegii, prietenii pe care îi puteți suna oricând. Practic, această listă de resurse, categoriile de resurse sunt nelimitate. O carte dragă, o melodie care vă aduce aminte de chestii faine, înghețata preferată, a sta la o terasă cu un prieten drag. Avem resurse nelimitate. Resurse pot fi amintiri categoric și de asemenea resurse pot fi și dorințele, intențiile noastre bune. Practic, orice ne readuce starea de bine, o retrezește în noi, poate fi o resursă, chiar dacă e ceva măreț, colosal, sau ceva aparent banal pentru ceilalți. Resursă. E, și după ce pornim cronometru, scriem cât de repede putem noi multe, multe resurse pe această listă. Când au expirat cele 3 minute, ne oprim și le numărăm. Și o să constatați că indiferent ce era mintea voastră înainte și sufletul vostru și cum v-ați fi simțit și cum v-ați fi imaginat că e această lume sau că sunteți voi, o să vă dați seama că acolo aveți o mulțime de resurse. Și dacă ați mai fi avut încă 3-4 minute, ați fi scris încă o dată pe atâtea. Practic,
ce este cel mai interesant? Să constatați voi înșivă, cu propria voastră minte și cu propriul vostru suflet, că aveți nenumărate resurse pe care voi înșivă le-ați observat în voi și în afară. Despre asta este legea aceasta a continuității. Pentru că făcând treabă bună înăuntru, făcând curățenie, stabilind ce vrem, ce ne dorim de la noi înșine, de la relațiile în care ne aflăm, păi atunci către aceasta vom fi atenți în afară. Iar extindem și în afară starea de bine, de reușită pe care o avem înăuntru. Și pe lângă exercițiul lui Cristian, un exercițiu recomandat de maestrul meu din Malaysia, Joy Yap, între 9, acum, între ora 9, care tocmai a început, și ora 13, da, ora 1, cu spatele la sud, la direcția sud, gândiți-vă la ce vă doriți să aduceți în viața voastră. Și la fel, diseară, după amiază, între ora 17 și 19 diseară, tot cu spatele la direcția sud, gândiți-vă ce doriți să fie în viața voastră în viitor, cum doriți să arate. Sunt două exerciții extrem de puternice, poate vă par banale, poate vă par simple, dar eu personal am învățat că viața este extrem de simplă și cu cât sunt mai simple lucrurile, cu atât se întâmplă mai ușor și mai repede. Valul pe care îl veți trimite în voi și în afară se va întoarce la voi prin aceste două exerciții. Cu dobândă. Perfect. Să aveți o zi minunată, succes la exerciții și ne auzim. Succes! Doamne, la revedere! Ajută,